ROBOR, indicele după care se calculează dobânzile la creditele în lei, a avut o săptămână de creșteri. Cum se traduce acest lucru pentru românii cu rate la bănci? Ne explică domnul Adrian Negrescu, analist economic, în direct acum cu noi. Bună dimineața! Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație! Vedem așadar, domnule Negrescu, ROBOR la 3 luni a crescut la 2,09% față de 2,07%. Dacă ne uităm la aceste cifre, nu vedem o creștere foarte mare. Dar am putea simți și această creștere mică și cum? Deci, în primul rând, trebuie să spunem că nu sunt motive de panică. Este o creștere oarecum conjuncturală generată de situația din piața valutară românească. În ce sens? Băncile în această perioadă au avut o nevoie mai mare de lichiditate. Au fost niște probleme de lichiditate generate de cursul euro și de situația asta economică și politică în care ne îndreptăm. Au fost mulți investitori, în special străini, care au mizat pe leu în această perioadă și, practic, în piață nu au fost bani. În momentul în care băncile au avut nevoie de lichiditate, adică să se împrumute între ele pentru a acoperi necesarul de finanțare, bineînțeles că dobânzile au crescut și am ajuns acum la 2,1% la 3 luni roborul și 2,11% la 6 luni roborul. Vă spun că nu este o creștere foarte mare. De ce? Pentru că, să nu uităm, în perioada de criză din 2009 aveam un robor care ajunsese la 18,3%. Deci o evoluție conjuncturală care probabil se va atenua în perioada următoare dacă nu vor fi luate niște măsuri care să bulverseze oarecum sentimentul investitorilor. Ce la ce mă refer măsuri? În primul rând? Mă refer în primul rând la creșterea pensiilor cu 40%, care așteptăm o decizie finală. Acel lucru, dacă se va întâmpla, acea creștere a pensiilor va bulversa situația din economia românească. Standard & Poor's ne-a spus deja acum câteva zile că va reduce ratingul României, pentru că neavând bani să plătim aceste pensii majorate cu 40%, practic nu vom avea bani nici să furnizăm lichiditate în economie, adică să plătim taxe, să plătim impozite. Economia întreagă va avea de suferit pentru că odată majorate pensiile, statul va trebui să facă rost de bani de undeva. Ori va face rost din împrumuturi, ori va majora taxele. Deci, practic, în acest moment, dobânzile nu reprezintă o problemă mare, dar există o variație foarte mică la nivelul ratelor, pentru că, de pildă, pe 16 septembrie, ROBOR era de la 1,92, acum suntem la 2,1. Dar să ne uităm la IRCC, adică indicele de referință pentru calcularea creditelor, un alt indicator important, pe baza căruia se calculează dobânzile pentru creditele de consum, pentru cardurile de credit, pentru cele ipotecare, toate după data de 2 mai. Acolo vedem o reducere a dobânzilor. Am avut pentru T2, pentru trimestrul 2, am avut 2,66%, iar acum sunt la 2,36%. Deci e o evoluție oarecum sustenabilă, ca să zic așa, o evoluție conjuncturală care probabil pe termen mediu și lung se va tempera și vom ajunge, Doamne ajută, putem spune așa, la minimul dobânzii ROBOR care a fost, să ne aducem aminte, în 2016 de numai 0,8%. Vă întrebam despre această resimțire, dacă românii vor resimți cumva această creștere a ROBOR-ului, pentru că de fiecare dată, cel puțin în ultimii ani, românii asociază roborul, când aud de robor, se gândesc instant la ratele pe care trebuie să le plătească și tot timpul se întreabă, trebuie să plătesc mai mult în condițiile acestea? Și sunt foarte mulți români care au rate la bănci, pentru care contează și 5 lei, 10 lei în plus la o rată. Așa este. Majorarea dobânzii robor cu siguranță influențează cât plătim la bancă. Dacă roborul crește, bineînțeles că vom plăti cu 10, 20, 50, 100 de lei mai mult în funcție de volumul, adică de cât am luat credit de la bancă. Să nu uităm un lucru, roborul la 3 luni se aplică în momentul de față la creditele pentru prima casă. Pentru celelalte tipuri de credite în lei se aplică acel IRCC, adică acel indicator care a scăzut în ultima perioadă de la 2,66 la 2,36%. Deci undeva pe ansamblu, dacă e să ne gândim la cât vom plăti în viitor, adică în următorul trimestru și la începutul anului viitor, ne gândim la o dobândă undeva între 2%, 2,5%, nu mai mult de atât, pentru că piața în acest moment, valutară românească, are bani, există finanțare,
avem potențialul de a împrumuta din piețele externe, pentru că există foarte mulți investitori care împrumută băncile din România, pentru că avem niște bănci stabile din toate punctele de vedere, spre deosebire din criza din 2009. Deci, pe termen mediu, nu există problemă. Nu vom plăti foarte mult la credit față de cât plăteam. A, e o problemă cu cursul euro, da. S-ar putea ca ratele noastre, dacă avem împrumuturi în euro, să fie mai mari, pentru că leul se va deprecia, din păcate, în continuare și este probabil să ne ducem spre 5 lei un euro undeva în trimestrul întâi din anul viitor. Dar v-am spus, foarte important este ce se întâmplă pe scena politică, pentru că investitorii văd care este situația la București și văd aceste decizii cu majorarea pensiilor cu 40%, creșterea alocațiilor, văd aceste împrumuturi pe care statul le ia în continuare din ce în ce mai mult pentru a-și acoperi necesarul de finanțare pentru pensii, pentru salarii, pentru cheltuielile de finanțare. Deci va conta foarte mult perioada decembrie, când vom fi alegeri, și ce se va întâmpla după alegeri, dacă vom avea un guvern stabil care va lua măsuri de reformă. Va depinde foarte mult de acest lucru, cum vor evolua dobânzile la credite, cum va evolua euro, cum vor evolua în general economia. Mulțumesc foarte mult, domnule Adrian Negrescu, pentru această intervenție și pentru toate detaliile.